În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată, avem două săbii. Atunci, Hristos răspunsul a zis, este de ajuns. Zis credincioși, niciodată n-a propus biserica un mesaj foarte la îndemână, pentru că a lăsat acest mesaj să sape în noi și să meargă mai departe. La teologicul Mântuitorul șase dată spunând, n-am venit să aduc pace și război. Voi ridica pe fiice împotriva mamelor, pe fiul împotriva tatălui, apoi chiar când spune unul dintre ucenici, mă duc să îngrop pe tatăl meu, a spus, lasă morții să se facă pe morții lor, tu vino și urmează mie. Și atunci noi ce să mai înțelegem? Pentru ce a venit Hristos? De ce îl laudă toată lumea că a venit să aducă pace? E bine, exact pacea a venit să o aducă. Dar a venit să o aducă altfel decât o aduce lumea. Atunci când Mântuitorul după înviere dă pace ucenicilor, spune pacea mea dau vouă, dar nu precum o dă lumea vă dau eu vouă. Pacea lumii este o convenție. Pacea lumii este exact cum spunea și astăzi evanghelistul Luca, că Mântuitorul atunci când a sesizat o ceartă care se iscase, cine va fi cel mai mare, după ce Mântuitorul le-a spus că se retrage, ucenicii, ca și în ziua de astăzi, de adminteri, au crezut că se retrage din mandat. Ce Domnul mi s-a cheiat mandatul, mă retrag și acum să vedem care dintre voi îmi ia locul. Și ei au început să certe care dintre noi să fie mai mare. Și a spus, împărații păgânilor, mai mari păgânilor, le stăpânesc. Și aceștia îi numesc pe ei păcători de bine. Asta este pacea lumii. Asta este înțelegerea și convenția. Dar iată că Mântuitorul ne vrea să mergem mai departe. Și vă veți întreba de ce Mântuitorul chiar în seara aceasta îi îndeamnă pe ucenici și spunându-i lui Petru, atunci când v-am trimis, fără traistă și fără încălțăminte, ați avut nevoie de ceva? Și a spus, nu, n-am avut nevoie de nimic. Acum însă vă spun, cine nu are traistă să-și cumpere. Cine nu are sabie, să-și vândă traistă să cumpere sabie. Și unul dintre ucenici, probabil că era cel care făcea inventarul, a zis, avem două sabii. Și a zis, Mântuitorul este de ajuns. De ce credeți că Mântuitorul a zis, este de ajuns? A avea două sabii într-un grup, mai mare de 10 persoane, înseamnă a te încadra în cei fără de lege. Și Mântuitorul, ca să împlinească Scriptura cu cei fără de lege, s-a socotit, a acceptat că dacă în grupul său există două săbii, există diferența specifică între un grup de oameni cum să cade, aceste două săbii care vorbesc despre definiția hoțului. De aceea era nevoie de două săbii. Dar de ce două și nu una? Păi cu o sabie nu se poate să faci decât sepulcru și nu era în zona asiatică. Două săbii înseamnă a te lupta. Două săbii nu neapărat stau în teacă. Două săbii stau și în gura noastră. Sunt două limbi cu care vorbim și nu ne mai înțelegem la un moment dat. Aceste săbii sunt tot timpul așezate ori spre pace, ori spre război. Dar dacă nu le porți atunci când se poartă, adică la defilare, atunci când le porți în altă condiție, cu siguranță că te numești cu cei fără de lege. De aceea, iubiți credincioși, aș vrea ca în seara aceasta să vă spun despre pace și despre război într-o lume pe care Mântuitorul ne lasă spre pace. Dar, după cum bine știți de la lecțiile de latină, dacă ați mai apucat că se făcea latina în clasa 8, acum eu personal nu mai știu ce să mai face, dacă se face și cum se face, spunea, si vede pace în parabelum, adică dacă vrei
pace, pregătește-te de război. Ce pace? Despre ce pace se vorbește? Despre pacea omenească, așa cum a spus. Pacea care se încheie și este cu totul și cu totul de o anumită conjunctură, până când se relansează forțele și iarăși nu mai e pace. Îmi aduc aminte despre niște tratate de pace, de exemplu semnate aici la noi, la jumătatea Dunării, s-au întâlnit cele două ambarcațiuni care duceau căpetenii de acolo și de acolo și au încheiat o pace care se numea pentru tot timpul cât soarele va sta pe cer și cât apa va curge la vale. N-a durat de vreo 5 ani și s-a dus pacea aceea. Ei, pacea aceasta nu vrea Mântuitorul să o avem. Pentru că este o pace de conjunctură. Este o pace pe care o așezăm, cum zice românul, la ananghie. Când nu mai poți, e o pauză și zici, armistițiu, tată, stați așa. Sau mai ales în lumea fraților, acum să nu credeți că sunt antisemitele în crește, în lumea fraților musulmani s-a făcut ora 1, luăm preșul, îl așezăm și ne rugăm și după aia ne scoatem ochii de la ora 2 acolo. Nu pacea aceasta a covorașului închis, întins pe jos, o vrea Dumnezeu de la noi. Vrea o pace adevărată. Vrea sabie, numai așa ca să nu credem noi că suntem cine știe ce. În sensul smereniei vrea Dumnezeu pace. Că s-a smerit până când s-a lăsat ca oamenii să creadă cu cei fără de lege, să-i numere cu cei fără de lege. De asta a cerut ca ucenicii să fie înarmați. Pentru că în momentul în care au constatat că au două săbi, a zis, este de ajuns. Și o să ziceți, păi cum adică două paie la 12 apostoli, ce le ajungea să facă cu ele? Să băteau pe rând? Nu! Erau numai blazonul celor fără de lege. Iubiți credincioși, astăzi este o zi deosebită. Am început-o sub semnul dragostei. De dimineață, la Evanghelia zilei, s-a citit pericopa în care femeia cea păcătoasă a turnat pe capul Mântuitorului mir de mare preț, de 300 de dinari. Acum, probabil că pe mulți dintre dumneavoastră vă lasă rece, 300 de dinari și cum o însemna mult, puțin. Păi să vedem ce însemna, ca să vedem noi dacă suntem în stare să facem ceea ce a făcut femeia aceea. Atunci când Mântuitorul vorbește despre lucrătorii viei, spune că stăpânul viei s-a înțeles cu fiecare lucrător pe un dinar ca să lucreze la vie o zi. Va să zic că un dinar era prețul unui lucrător la vie. Un lucrător. 300 de dinari înseamnă că ne apropiem foarte mult de 300 de zile dintr-un an, cam 11 luni, sigur, 10 luni și jumătate dintr-un an. Puneți-vă în locul femeii aceleia. Aveți banii pentru 11 luni. Vă este comod să-i dați pur și simplu ca preț al dragostei pe care aveți pentru cineva? Da, dacă acel cineva este copilul nostru, dacă acel cineva ne-a făcut la rândul lui un bine de 1 milion mai multe ori decât îl facem noi, da, sunt circunstanțe și aici. Dar, ca să te duci la cineva numai că ai auzit de el și numai că vrei să-i arăți că îl iubești, este foarte greu să faci acest lucru. De aceea spuneam că a început ziua cu acest preț al dragostei. Care este prețul dragostei? Fiecare om are prețul lui. Dar prețul lui nu este un preț intrinsec, prețul lui, ci cu cât îl prețuiesc ceilalți. Așa cum bine știți, Părintele Dumnezeului Odihnească Teofil Părâian zicea, un duhovnic este mare pentru cei care îl ascultă, este mic pentru cei care nu îl ascultă și de nimic pentru cei care nu-l bagă în seamă. Așadar, nu poți să zici valoarea unui duhovnic este sus, jos sau la mijloc, decât funcție de cum te raportezi tu la acest lucru. Așa e și cu dragostea. Iubești pe unul pe care altul îl urăște sau iubești pe cineva pe care și ceilalți îl iubesc. Dar valoarea lui nu este scrisă așa pe frunte, cu cod de bare, cum sunt prețurile la supermarket. Valoarea o dăm noi
Și să știți că nu dăm valoare neapărat celui pe care îl iubim, ci arătăm care este valoarea noastră. Pentru că cu moneda cu care îl iubim pe celălalt, arătăm caracterul nostru. Dacă vezi un cerșetor și vezi fiecare zi și așa mai departe, și ai dat un bănuț acolo, să știți că bănuțul acela nu pe el îl arată, îl creionează, ci pe cel care l-a dat. Chiar îmi aduc aminte, frumos spunea un cronicar al patriarhului Justinian despre el, că atunci când făcea câte o milostenie față de tot așa, frații care erau pe lângă căruța cu care mergea, se gândea întotdeauna nu cumva să dea mai puțin decât o pâine jumate. Vedeți, întotdeauna omul trebuie să știe și prețul pe care îl dă celuilalt. Și mi-aduc aminte și eu personal, când eram diaconul înaltului Lucian Dumnezeu Odihnească, pe la mesele preoților, îi plăcea foarte mult să meargă în casele preoților, nu vroia să meargă la restaurante, nu îi plăcea, vroia să vadă viața de familia preotului. Și mă trăgea deoparte, fiind diacon, trebuie să stau în dreapta lui, pe doamna, și mă chema mai aproape și mă întreba, zice, cât mai costă salamul ăla, sau cât mai costă? Și eu l-am întrebat, nu vă spun, dar faceți viața sau ce vreți să... Zice, trebuie să știu. Ce trebuie să știți? Să știu cât a cheltuit omul ăsta. Pentru că s-a făcut cheltuială mare. Întotdeauna trebuie să știu că cel care cheltuie o face din dragoste pentru celălalt, iar celălalt trebuie să știe, unu, cum l-a prețuit, și doi, cât valorează cel care îl prețuiește pe el. Pentru că nu ne-ar fi de folos să adunăm o ceată de oameni care să vorbească de bine, dar acea ceată de oameni să nu aibă nicio valoare. Sau să te citeze cineva într-o lucrare pe care să nu mai citească nimeni. Este foarte important să înțelegem că prețul dragostei este atât prețul pe care prețuim pe cel pe care iubim, dar este și prețul nostru, în primul rând. V-am zis de foarte multe ori că noi suntem metru etalon, suntem prețul pentru orice, dar știți care este prețul suprem al dragostei? Că și dragostea are un preț. Este suferința. Atunci când suferi după cineva, atunci îi iubești. Atunci când îi simți lipsa, atunci când ai vrea să fie lângă tine și nu este, și nu îi reproșezi acest lucru, asta înseamnă că iubești. În rest, e poezie, ne adunăm, ne vedem. Adevăratul sens al mișcării noastre este prețul pe care îl atribuim celuilalt. Și apoi spuneam că am început această zi cu prețul dragostei și cu cel termin, cu prețul trădării. Să vedem acum care este prețul trădării, e foarte important. Cu cât s-a învoit Iuda atunci când l-a vândut pe Mântuitorul? Cu 30 de arginți. Vă spun că 30 de arginți putea oricine să-i scoată în cel mult o lună. Va să zic că e cel puțin de 10-11 ori mai mic. Înseamnă că trădăm mai ușor decât prețuim iubirea. Și dacă suntem atenți la proporții, trebuie să știm de acum înainte să ne reorientăm și reevaluăm situația. Trădăm pe prea puțin. Acum nu ar trebui să trădăm pe prea mult. Nu este un îndemn la a ne vinde pielea scumpă, ci pur și simplu să ne orientăm asupra vieții noastre între acești doi poli, iubire și trădare. Dar ca să înțelegem exact cum stau lucrurile, trebuie să așezăm un parametru undeva. Pe cine? Pe cel iubit și pe cel trădat. Pe Mântuitorul astăzi. Să vedem cât a valorat iubirea și cât a valorat trădarea. Și atunci vom ști exact unde să așezăm balanța și unde trebuie să o ducem, mai spre iubire sau în partea cealaltă. Iubiți credincioși, deja clocotește în noi dorul după înviere. Deja începem să înțelegem cu alți ochi tot ceea ce Mântuitorul ne spune
Și sunt sigur că sunt sărace cuvintele pe care le schimbăm între noi, dar ele vor începe din ce în ce mai mult să lucreze. Nu trebuie neapărat să ținem minte ce s-a citit din Evanghelie, ci să avem o anumită atitudine care să ne schimbe pe interior, să vedem ce înseamnă dragostea, ce înseamnă că Dumnezeu ne vrea în iubire. Să rânduiască Dumnezeu ca următoarele zile de post să fie dincolo de post, să nu mai fie o contabilizare și să creăm așa un reflex când vezi ceva pe masă, adu-o eticheta să vedem dacă are de ce produs. Nu ăsta e postul, fraților. Ăsta e un post de pârcotaș pe care nu-l doresc nimănui. Dacă te cheamă cineva la masă, nu-l mai pune să se ducă de unde a aruncat etichetele, să-ți aducă acolo, uite vrei că nu scrie. Dacă nu se zice, da, da, l-a omis, intradimis. Pârcotașul e tot pârcotașul, nu trebuie să faceți pace cu așa ceva. Pacea trebuie să o facem cu noi înșine, adică să ne facem datoria și să iubim sincer cu cât avem noi. Și nu ne cere Dumnezeu să iubim cu un preț mai mare de munca de o zi. Pentru că acum s-a făcut seara după o zi de muncă. Gândiți-vă cât ați făcut și ce ați făcut în această zi și să vă dați seama dacă puteți măcar această zi, cu prețul ei, să o lăsați celuilalt. Asta înseamnă că iubiți. În rest, eu vă mulțumim. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Post ușor în continuare. Să vă țină Dumnezeu așa cum să ne trăiesc, băi.